Este scandal fără precedent în lumea politicii din Spania. Opoziția de dreapta îi cere demisia premierului socialist Pedro Sánchez și a anunțat depunerea unor plângeri împotriva partidului condus de acesta. Asta după ce, potrivit opoziției, au ieșit la iveală anumite informații care îl plasează pe Sánchez în centrul unor suspiciuni de corupție privind achiziția de măști din timpul pandemiei. Este agitație mare în guvernul spaniol după ce credibilitatea președintelui său a fost periclitată în urma mai multor acuzații la adresa lui care au zguduit întreaga țară. Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, este acuzat de corupție, acte comise în timpul pandemiei de COVID-19. În urma celor apărute în spațiul public, opoziția de dreapta îi cere să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupă. Secretara generală a Partidului Popular, Cuca Gamarra, a punctat foarte clar faptul că Pedro Sánchez nu mai poate rămâne nici un minut în plus în fruntea guvernului Spaniei. Aceasta susține că guvernul spaniol nu este singurul dirijat de premier, ci chiar și o corupție sistematică, ale cărei dovezi urmează să fie publicate. Gamarra este hotărâtă să scoată la iveală anumite informații ce vizează finanțarea ilegală, corupția și traficul de influență în care ar fi fost implicat prim-ministrul spaniol. În acest context, Gamarra a declarat că a depus plângere împotriva Partidului Socialist și nu se va opri până când nu va fi deschisă o amplă anchetă în acest caz care să pună în lumină ilegalitățile la care ar fi luat parte Sánchez. Nereguli ce au legătură cu un raport publicat de Garda Civilă în urmă cu câteva zile. Acesta pune sub semnul întrebării activitatea din timpul pandemiei a fostului ministru spaniol al transporturilor José Luis Ábalos, un apropiat al lui Sánchez cu privire la achiziționarea de măști de protecție. Acesta a ocupat funcția de ministru în perioada 2018-2021 și a fost dat afară din Partidul Socialist chiar la începutul acestui an, pe 2 februarie, atunci când un apropiat de al său a fost arestat și acuzat de faptul că a încasat comisioane pe ascuns în contracte privind achiziția de măști de protecție. Cu toate acestea, fostul ministru spaniol al transporturilor a rămas deputat ca independent și nu a fost deocamdată inculpat.